Premieră pentru handbalul feminin giurgiuvean. Alexandra Georgescu, interul și totodată capitanul echipei Cesenova Force, a debutat oficial în Naționala de Tineret a României. După 3 partide de verificare împotriva Norvegiei și 2 cantonamente puternice, România a obținut calificarea la europenele care vor avea loc în acest an în Danemarca, după ce a obținut victorii pe linie cu Slovenia, scor 32-24, Marea Britanie, scor 49-7 și Polonia, scor 30-26. Alexandra Georgescu a evoluat în toate cele 3 partide, reușind să marcheze 4 goluri împotriva Marii Britanii. Au fost niște meciuri grele, dar am avut multe antrenamente și ne-am intrat în mână, fiind fiecare de la alte echipe, nu eram obișnuite unele cu altele, dar a fost ok. Mă bucur că sunt la lot și a fost o experiență plăcută. Capitanul echipei Nova Force Giurgiu speră să facă parte din lotul României la europene și spune că pentru acest lucru se va antrena din greu. Sper că voi fi la campionatul european și acolo vom merge în august, în Danemarca. Nova Force Giurgiu evoluează joi la Ploiești în ultima etapă a campionatului național de junioare 1 împotriva formației 1 Mai Ploiești. Echipa antrenată de Virgil Georgescu este deja calificată la primul turneu semifinal.